să fie ceva, să fie ceva pregnant, adică să fie clar, dar fără mult tam-tam. Nu trebuie aur pe etichetă, nu trebuie medalie sau alte minuni, nu trebuie asta. Mie trebuie pentru clienții mei o idee, un vis, o pasiune, pentru că asta este ce, pentru ce plătește clientul. Ideea, viziunea mea despre vin românesc, vin oltănesc, îmbuteleam în sticlă, punem o etichetă de Bauer, pentru că stau cu numele nostru pe eticheta, și asta cumpărați. Și asta trebuie făcut. Și pentru mine, marketing sau o promovare după, poate urmează, clar, pentru că noi vindem câteva zeci de mii de sticle pe an și nu milioane de sticle. Adică pentru un alt fel, o altă cutare de piață, trebuie și o altă abordare, clar. Dar principiul trebuie să fie la fel. Nu ceva ieftin care merge și așa și după îl vindem și mai ieftin și ne bucurăm. Asta pentru România este prea mică pentru așa ceva și e prea bogată. Râdeți acum, dar e prea bogată. Mi pare foarte rău de fiecare metru pătrat de vie care intră într-o sticlă care costă 12 lei. Pentru asta sunt alte țări care merită destinul ăsta. România merită mult, mai mult. Așa a sosit, de fapt, și astfel de produs. Din păcate, trebuie să am grijă acum ce spun, pentru că, iarăși, în mod normal, soția nu este la prezentare pe care îl fac eu. Adică nu pot să vorbesc atât de deschis cum aș face în mod normal. Cu acest produs, deja cât vă declar, în 10 ani, 12 ani, nu va câștiga niciun ban în plus. Acest produs mă costă și doar mă costă. O altă abordare care eu sunt absolut enervat de chestia asta. Cât îmi dai, când îmi iese ceva, cât îți iese, ce cifre de afacere ai? Du-te de aici. Acum facem ceva și după vorbim despre ce am făcut. Asta am făcut Ioana Brown a fost această femeie care pe mine m-a marcat și a doresc foarte mult Densa. Și m-am promis că, pentru că, din păcate, ei nu mai au putut să văd ce am făcut sau ce am făcut aici cu soția în România. Și din cauza asta am zis, primul spumantul va purta numele Dense. Asta e ideea despre Ioana. Și asta e ceva. Dacă numiți un produs, e foarte frumos, dar să fie ceva, cumva, totuși cu o poveste. Un nume de care ceva care are o legătură. Da? Acum totul, nimeni nu mai, deja după un an, de fapt primul an a fost scos acum și deja s-a epuizat stocul, nimeni nu comandă un vin spumant Bauer, nimeni. Toată lumea vrea Ioana. Și oameni cel mai tare spun Joana, da? Care eu nu accept, adică cine spune Joana nu primește nicio sticlă. E Ioana. Da? Cu poveste, foarte important. Dar nu o poveste, da, și strămoșii noștri, acum 20 de ani, nu. Eu am vrut să scriu pe etichetă, dar iarăși soția nu m-a lăsat, i-am vrut să scriu orice decât tradiție. Pentru că avem 2012, n-am tradiție în România. Am o poveste, sau o istorie foarte lungă în Germania, dar asta e altceva. În România nu am. Dar unde e rușinea? Adică de ce mi-mi trebuie o tradiție? Dacă am o viziune, dacă am o pasiune, dacă știu să fac ceva. Facem ceva nou. Cineva și la Cheval Blanc, și la Petrus, cineva a fost primul. Și el nu s-a gândit, dacă aș face acum asta așa, mi-merge mai ușor. Nu, el a zis, nu, noi suntem Cheval Blanc, noi facem ce facem. Și exact asta vreau să vă rog, sau chiar să vă arăt, nu cu orice trebuie câștigat bani. Asta, cu asta pierdem bani, sau dacă nu pierdem, ce puțin, nu pot să trăiesc doar cu așa ceva. Dar mă ajută foarte mult pentru că atunci lumea mă crede, uite, asta nu face tot pentru bani. Adică chiar dacă nu iese bani, totuși se bagă. Pentru că merită. Există și altceva decât bani. Și chiar dacă e scump, dar cum am zis, noi facem câteva sute, 1500 de sticle sau ceva de genul ăsta, deci, dar nu contează, nici nu contează cât costă. Asta este un marketing cum aș vrea eu să văd în România. Să facem ceva românesc care nu are nimeni. Și să fii mândru de asta și uite, dacă vrei, te costă atât. Dar să fii binezis și cu o anumită calitate.
Altfel, bineînțeles, nu merge. Și dacă va merge odată foarte bine și să-ți vă da Dumnezeu să câștigați și foarte mulți bani cu acest produs, dar să nu vă vine niciodată în cap să măriți producție, tot pentru că s-ar putea vinde, sau prețul pentru că lumea aș plătea. Tu, pe un anumit nivel, tot, să fie coerent. Continuous work together, no limits of thinking, unusual approach. New ideas. Asta este, da, coerent. Asta am învățat eu. Afară de etichetă, eticheta a fost tot făcut de noi, doar un designer ne-a ajutat să nu fie chiar aiurea. Ca dacă desenați o casă, eu vreau să am un castel așa, și, dar nu știți unde se pune stoleta și unde e în conductă, și vă trebuie un arhitect care vă spune, uite, nu așa, pentru că nu e bine. Dar restul trebuie să vină din partea dumneavoastră, nu de la altcineva. Pentru mine nu e de ajuns să vină un consultant din Italia să ne spune, da, vinul se face, trebuie de strochinat strugul, după baci drojdie și după lăsați un an de zile în butoi nou. Asta nu e. Noi trebuie să facem ceva, noi trebuie să fim inovativi și noi trebuie să ținem cu ce credem noi că e cel mai bine. Indiferent de domeniu, acum vorbesc în general, nu doar de vinuri. Noi trebuie să scăpăm, noi trebuie să ieșim din acest oala mare de banalități. Dacă eu fac acum în sănătate un concurs, sau de fapt dacă doi întreb oameni în sănătate, ce înseamnă vin românesc? La profi, adică la oameni care sunt implicați în domeniu. Nu cred că dintr-o 100, 3 aș putea să-mi spune mie ceva inteligent despre vin românesc. Știu că în sănătate se vinde vin românesc, avem exporturi foarte mari, dacă nu mă înșel... Avem exporturi mici, da. Da, clar. Da, și exact, avem exporturi mici, chiar dacă, și asta sunt acum cifre rudimentare, să nu mă fixați exact pe cifra respectivă, dar la 2 milioane de sticle îmbuteliate exportate în 2016-2017, a revenit 2.100.000 de euro. Adică, de fapt, noi vindem sticle goale. Sticle goale. La Bauer plătim 2,20 euro, cam așa, plus TVA, doar ambalajul. La noi, 1 euro costă dopul. Și crame ca Știrbei exportă vin, dar sub 6-7 euro nu pleacă nicio sticlă în sănătate. Acolo vă dați seama, cineva trebuie să vândă un vin și mai ieftin decât 1 euro. Așa și este. Tot ca gândire. Și degeaba aveți un sistem de marketing și dita mai pompoasă crame, dacă nu trăim din ce facem. Și acolo e problema pentru mine. Din cauza asta spun, la început, un produs care merită efortul, un produs de pasiune, pentru că asta știm ce facem cel mai bine, indiferent dacă scrieți cărți, dacă faceți pâine, dacă faceți orice, indiferent, sau un service, nu contează. Dar să fie făcut cu pasiune și cu know-how. Și după, adică să stabilim un brand sau să evoluează un brand și cu brandul ăsta putem merge mai departe cu marketing, cu promovare, cu pieptul, cu fruntea în sus și spune, uite, asta suntem noi. Îmi place și Bordeaux, dar uite-te, nu știu, Fetasca Neagră sau Novacul, asta e al nostru, asta voi nu aveți așa ceva, asta e. Și datorită faptului că e mult mai puțin în lumea asta, Novac sau Fetasca Neagră, decât Bordeaux, trebuie să fie cel puțin de două ori mai scump. Asta va fi ceva normal, dar nu e. Vinul românesc merită până acum 1 euro, nici măcar 1 euro pe sticlă. Asta e prețul nostru. Mi se pare, ne vindem prea ieftin. Mulțumesc frumos pentru atenția. Noi mulțumim. Și îți mulțumim, Oliver, că ai făcut așa o radiografie a ceea ce înseamnă marketingul vinului și că ne-ai motivat până la urmă, că ai venit și ai zis că putem face. Și, într-adevăr, chiar putem face și avem potențial foarte mare. Mă bucur că gândești românește și când spui că noi putem face, este chiar foarte motivant și acum gândindu-mă la ce am mai putea noi face pentru promovare, sunt atâtea lucruri pe care tu le-ai făcut și ne-ai dat un exemplu bun și pe care ar putea fi transpuse, dar nu neapărat la nivelul fiecărei crame, dar mai ales la nivel de mentalitate. Asta oricum, gândire, asta e. Industria vinului este la început și eu asta am zis, suntem la început, 20 de ani nu sunt mult, mentalitatea se schimbă foarte greu.
50 de ani de comunism care ne-au spălat creierele a fost într-adevăr și se simt atât de tare încât nu mi-am dat seama decât târziu. Îmi dai voie să spun, te întreb ceva? Da, cine este aici care a mai trăit activ, de fapt, care conștient în timpul comunismului? Cine e aici? Da, da, se moștenește. Tot vreau să văd. 1, 2, 3. Ok. Ok, mulțumesc. 10%. Restul n-are nicio scuză. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Eu sau dacă mai sunt întrebat, dar... Așa, da, întrebări. Irina. Deci, întrebarea ta este dacă aș s-a vinda vinul Bauer și dintr-un bidon de plastic. Da? Da? Nu, asta, nu, te înțeleg, scuze, n-am vrut să bag joc de întrebarea asta, dar, bineînțeles, asta am vrut să spun cu coerență. Pentru mine, și exact ce spui, pentru mine este, în timpul actual, este chiar invers. Noi avem niște sticle de 2 kg goale și cu niște aur și niște dale pe sticlă și dacă le deschizi, îți cade gura, pentru că ce asta? Nu. Da. Chiar, eu am avut un produs mult înainte, de când a început astfel de, ce spui tu, marketing. Bineînțeles, eu am un marketing. Eu personal sunt horror la marketing. Întreabă pe Aluca, de care eu sunt horror cu marketing. Dar eu vreau, și asta este pentru mine drumul cel sănătos, să avem un produs înainte. Un produs care a dovedit ani de zile, nu odată, adică un lucky shot nu înseamnă nimic. Fa tu câțiva ani bun vinul ca lume, bineînțeles, vinul ca lume înseamnă și să ai un ambalaj pe măsură. Adică un vin care costă 20 de lei, n-am așteptat să se fie îmbuteliat într-o sticlă care costă 2 euro, doar ambalajul, asta nu. Dar dacă tu faci un vin, cum spune foarte lume, high-end, bla, bla, eu urăsc asta, atunci ți-ai ieșit un packaging pe măsură și nu o sticlă de 2 bani sau o etichetă de 2 bani. Asta este totuși are legătură. Dar în niciun caz, și din cauza asta sunt foarte enervat, noi, 90% din cauza, indiferent de vin, adică și de vin în alte domenii, găsim înainte packaging și ideea de marketing. Și după, hai, acum cum putem scoatem banii de la fraiera asta care are bani și încă nu vrea să ne dea? Cum? Da, exact. Din asta am zis. Hardware avem, software ne trebuie. Și asta exact ce a făcut femeia asta, Johanna Brown, cu mine. Eu aș vrea să fac și cu ceilalți. Adică ce știu eu, în limite pe care le am, eu aș da mai departe. Dar tu ești totuși într-un domeniu în care voi unde mai găsiți profesioniști? Unde poți să înveți să te faci destilate ca lume? Cine te învață? Și mai ales dacă ai pe cineva care te învață, cine e în stare, cine are putere să-ți spune o semnătură și eu știam bine, uite, ăla e profesionist pentru că a învățat de la mine. În Germania, eu pot să fac asta. Adică am calificație pentru asta. Românii spun, a, nu, tu ești în Germania. Bine, suntem mult mai jos la ei în nivel de educație, clar. Glumesc acum, dar asta este problema. Noi ne trebuie profesioniști și asta ne trebuie tineri și tineri trebuie să rămâne aici. Nu se pleacă în sănătate. Și tineri trebuie să înțeleagă, tu dacă vrei să înveți o meserie, dacă vrei să faci ceva ca lume, eu am lucrat, am fost crescut într-o cramă și primul vin am făcut cu 15-16 ani. Și totuși am investit 9 ani de zile în educația mea. Înainte să am deschis gura despre ceva. Și dacă vorbim despre de a câștiga un banuț, a fost cu 20, de când am venit în România. Asta a fost primul moment în care eu am câștigat bani și a rămas destul de mult bani pentru mine, pentru o viață, decât am început meseria asta. În Germania am avut până la 3-4 locuri de muncă lângă școala și lângă munca principală. Asta e prețul. Asta spun. O viziune, un vis, o pasiune. Și nu doar bani, în primul rând, doar bani.
Și la orice, dacă pictezi, foarte bine, pictează, devin artist. Dacă vrei să scrii ceva, scrie. Dacă faci orice, dar cine aici a angajat recent niște oameni, prima întrebare care eu aud este, cât îmi dai? Nimic, pentru că tu nu știi să faci nimic. Tu trebuie să înveți și tu poți dau ceva. A, nu, atunci nu, șeful, nu așa. După 15 ani, o singură dată a venit un copil, 20 sau 22 de ani, un tânăr, băiat, înainte cu maica sa, dar eu n-am văzut acolo, și a împins maica sa în față, auzi ce ai vrut să întreb, zi. Da, eu am vrut să vă întreb dacă aș putea să muncesc aici să învăț ceva. Când am auzit asta, am vrut să plâng. Un tiner vine la mine, care pentru că vrea să învăță ceva. Vino, n-am avut nevoie de nimeni, vino. Îți dau și un salar, peste medie. Pentru că meriți, cred că meriți. Vom vedea acum, în curând. Nu, are deja un jumătate de an și încă mai rezistă. Nu, la noi nu e ușor. Nici nu lasă să fie ușor. El la început, bineînțeles, e băiat și așa știe, am crescut de la țara și știu eu ce știu eu să fac. Nu, tu și nimic. Tu stai și asculți și tu vezi cum fac eu asta și după faci tu. Încet, încet, cred că mergem undeva. Asta este. Și așa te-am încurajat. Și ala cu studii superioare și ala de bază, pentru că noi avem noi și de oameni de bază. Nu fiecare după să devine șef. Eu mă bazez pe oameni care stau zi de zi în vie. Fetele mele de la Știrbei, asta fac față. Și să nu uităm că avem nevoie de Ora Luca lângă noi ca să... Bine, dacă vreți să aveți o viață stresantă, vă luați și un ministru de finanțe, bineînțeles. Asta e altceva, da? Mai avem o întrebare aici, Mirela. Da. Asta va fi o licență să faci tu bani, dacă știi răspunsul la astfel de întrebare. Dar eu cred totuși, începutul sau sursa din aceste prostie, și sunt absolut de acord, de fapt nici nu mai avem niciun clon românesc, sau un neoblon, care există, deci unii au, dar încă, pentru că vie foarte bătrână. Dar dacă vreți, să cumpăr acum grâmpușie, trebuie să rogi la genunchi pe italieni, pe austrieci, pentru că în România, iertați-mă expresie, ciuciu, nimic. Acolo începe, exact asta este. Cine mai stă în vie, afară, când plouă, când e fric, să crească portaltoiul, să crească solul ăsta, să se producă plante și după să și vindă? Dacă e mult mai ușor, accesezi niște fonduri de la Bruxelles, cumpăr plante din sănătate și cam atât. Și dacă nu-ți iese, n-ai pierdut nimic, n-ai câștigat, nici n-ai pierdut nimic. Noi vindem țara și orice ce a fost valoros aici, foarte, cum zis, ala sticlă de un euro este doar un exemplu. Și asta trebuie schimbat, asta chiar trebuie schimbat. Eu aș plătea 4 euro pentru o plantă de viță, sănătoasă, românească, cu un clon românesc, cu un portaltoi care se potrivește cu ce am eu aici acasă. Nevoie. Aș plătea 4 euro, nu 1 euro, 4 euro. Dar asta pot să spun pentru că sunt ferm convins că nu face nimeni așa ceva. Eu de ani de zile încerc să găsesc o fetească neagră cu o anumită clonă, că nici nu există selecție de clon. Dar mai degrabă cu un portaltoi care se potrivește. A, luați SO4. Vreau SO4. Pe toată lumea are SO4. Da. Merge, da. Ăla e simplu, are creștere mare. Dar nu vreau. Eu vreau ceva care asta. Nu avem. Dar nici nu trebuie, pentru că alții cumpără orice. Avem crame care au dintr-o plantație de vie 40 de clone diferite în același soi. Adică un clon se coace la săptămână X și la alt clon, tot șardone sau câmpășie sau ceva, se coace la data X plus 2 săptămâni. Tot ce contează. Vin alb să iese. Pasiune și viziune. Întotdeauna, la orice ce faceți, dacă vreți să faceți ceva care contează și pentru viitor, acolo este. Dacă vrem să câștigăm bani, iertați-mă, dar la horticultură sunteți la adresa greșită. Nu merge. Merge acum, pentru că plătesc alții. Dar nici o cramă tradițională, faimoasă și foarte cunoscută, s-a făcut cunoscută sau faimoasă dintr-o singură generație. Nici o cramă. Nu există așa ceva. Sunt
dacă nu sunt zeci de generație, dar măcar zeci de decade de muncă și dedicație. Vezi, de asta spun că suntem la început și că 20 de ani în industria vinului este nimica la noi în România. Da, bine, dar dacă tu stai 15 ani aici și totuși vezi că direcția este din ce în ce mai greșită. Pentru că nu e spre bine. Vine din ce în ce mai mult. Tu ai investiție de, nu știu, 2 milioane de euro, ai 40 de hectare și după 2 ani de zile îți dai seama că nu-l vinzi. Ce faci? Știi de ce? Fiindcă se vinde pe plan local și se vinde mult. Și lumea este mulțumită și suficientă. Și eu, de ce să facem ceva când se poate și așa? Eu personal spun, eu am un prag de prețuri, nu neapărat de profit, ci de să fie etică. Adică etică. Și în România nu trebuie să fie vândut un vin îmbotilat sub 20 RON la raft. N-avem cum. Deci, asta este prețul care îți trebuie ție dacă tu muncești, adică dacă tu îți plătești toate eforturile cu banii pe care încasezi cu vinul. Dacă ai fonduri și subvenții și bla bla, asta e altceva. Clar că merge și cu asta mai ieftin, dar nu e real. Sunt niște vinuri, niște prețuri artificiale. Să știi că eu sunt optimistă și cred că cererea de soiuri românești va aduce și răspunsul producătorilor. Tu crezi că eu aș sta aici dacă nu sunt eu optimist? Dar trebuie comunicat. Da, și eu știu că e dureros, dacă mai ales dacă spune un străin sau un oltan așa ceva, dar chiar asta e adevărul. Așa arată piața. Așa arată piața. Și dacă vrem de aici încolo să avem niște tineri care sunt interesați să învață meseria asta, le trebuie să și le plătim. Nu tot dacă știi să adun niște pixuri sau să lucrezi la calculator. Și eu am nevoie de ani de zile de învățământ. Dacă un tine vrea să învață ceva, eu am nevoie de ani de zile cu el sau cu ea. Indiferent cât te așteaptă, nu contează. Nu 6 luni. Și dacă vrem de aici încolo să avem un vin și o diversitate vinului și un vin românesc care merită denumire, asta e prețul în care trebuie plătim. Se plătim. Da, și să știi că nu e singurul străin, oltean, care s-a îndrăgostit de România și de soiurile românești și mai sunt exemple care vin și ne spun, măi, mergeți cu asta mai departe. Toți străinii care vin la noi spun, soiuri românești, nu ne interesează Sauvignon Blanc, că l-al găsim, fie în Franța, fie în Noua Zeelandă. Vrem altceva. Și cu toate acestea, la ultimul târg de la Gudoani, când am prezentat zonele din România, singurul soi cu care am putut să exemplific cu același soi plantat în toate zonele a fost Sauvignonul Blanc. Deci, Sauvignonul este la modă. Dar Oliver, îți mulțumim. Am fost acum la un târg în Oradea și în fața mea, și chiar și dorm în stare să facă asta, adică domnului, am avut în fața mea 6 sticle de vinuri albe, 6 soiuri și un rozet. Și cred că dintr-o zi, cel puțin, pe zi, au venit cel puțin 5 oameni care m-au întrebat, dar Chardonnay nu aveți? Am zis, nu am. Și asta e ceva. Dacă nu aveți ceva, spuneți, nu, mă scuzați, astfel de vin, astfel de produs nu am, pentru că sau nu ne cuvine, sau nu merge la noi, sau nu avem. Dar, dacă chiar vă interesați așa ceva, uitați-vă. Un coleg sau un vecin sau altcineva, acolo îl găsiți. Eu sunt de foarte mult, sunt întrebat, mă, dar ce faceți, mă, gâtită mai concurență în locul vostru, adică în Dragășan. 12 grame. Dacă vă duceți în Austria, Germania și vă duceți în orice, cel mai amărât sat din lume, găsiți 25 de grame în fiecare sat. Și niciodată aceste ură sau aceste envidie. Dacă întrebați, bă, la Wachau, ce mai tare exemplu, la Wachau, am fost la o gramă foarte renumită și am zis, mă, îmi place asta, dar mi-e cam scump, mi-e pe ceva pentru fiecare zi, știi ceva? Și le zis, da, lasă asta, du de acolo, asta au aproape aceeași calitate, dar încă n-au cum să ceră atât de mulți bani cum cerem noi. Asta a fost răspunsul lui. Bineînțeles, am cumpărat, cine suntem, am cumpărat și acolo, clar. Asta vreau să văd toată în România. Exact asta vreau să văd toată în România. Da, cum atac, cum am zis. Mulțumesc frumos de atenție și... Mulțumim, Oliver!